Andrei, în vârstă de 21 de ani, elev la Liceul Tehnologic Special Beethoven din Craiova, a plecat cu bilet de voie împreună cu prietena sa. Deși au spus că merg în centru, cei doi s-au dus la gară. Acolo băiatul s-a urcat pe un vagon de marfă, unde a fost surprins de un arc electric și s-a electrocutat. Au plecat în gară, unde trebuia să se întâlnească un verișor, o rudă. Se ducea frecvent în gară, pentru că avea pe cineva acolo, trimitea pachete acasă, primea pachete de acasă. Probabil că îl mai ajutau și cu un sfat, cu ceva. Nu l-au găsit și, întorcându-se spre școală, pentru că se apropie ora 6:30 după masa, când trebuia să ajungă la școală, la ora 7 este ora mesei, s-a întâmplat nenorocirea. Andrei a fost transportat cu elicopterul SMURT la Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București. El a suferit arsuri pe 65% din suprafața corpului. Medicii spun că nu i-au fost afectate organe vitale, dar sunt încă rezervați. Un alt incident s-a petrecut în urmă cu 3 săptămâni, când Ionuț Marandache, elev la Liceul Beethoven din Craiova, a dispărut. Elevul dispărut este în vârstă de 20 de ani, a plecat cu bilet de voie conform regulamentului intern al școlii, pentru că nu s-a întors la ora stabilită prin biletul de voie. Am anunțat secția 1 poliție, cu care întotdeauna am colaborat extraordinar de bine, și s-au făcut demersurile legale pentru căutarea lui. A fost dat în urmărire generală, din păcate nu a fost găsit. Sâmbătă se fac 3 săptămâni de când elevul este plecat din unitate și nu s-a mai întors. Persoana dispărută a fost pusă în urmărire la nivel național, iar semnalmentele acesteia au fost transmise unităților din țară pentru identificare, au precizat reprezentanții IPJ Dolj. Întrebat despre această situație, Florin Stancu, directorul DGASPC Dolj, a precizat că în acest moment sunt 2 tineri instituționalizați dispăruți, fără a oferi informații suplimentare despre al doilea tânăr dispărut din centrele direcției.